Da. Unde? Unde am ridicat doar. Da. Da. Eu aș propune pentru operativitate să vă spunem de la început despre ce este vorba. Sigur. E vorba despre o informare. În încercarea de a găsi soluții la două probleme pe care vrem să le punem. Și vă rugăm să încercați să ne ajutați. Sigur. Prima problemă este următoare. De mai multă vreme ținem să vă spunem că am primit reclamații scrise din partea mai multor angajați ai universității. Și dorim să vă informăm asupra acestor sesizări. La adresa, și citez aici, comportamentul dumneavoastră necolegial. Comportamentul ce a atins în repetate rânduri onoarea reputației și demnitatea persoanelor din cadrul instituției publice în care vă desfășurați activitatea. Comportamentul dumneavoastră a fost considerat de mulți colegi și am aici toate sesizărilor de-a lungul timpului, datate și înregistrate. Domnul Bujac știe foarte bine că le-a făcut demrătorit răspunsurile ca fiind neconform cu regulamentul profesional al catedrei din care faceți parte, disproporționat ca legitimitate și amploare intervențiilor, precum și jignitor la adresa câtorva persoane din această instituție. Vă spunem sincer că ne îngrijorează această stare conflictuală care s-a creat și care nu face decât să dăuneze mediul universitar. De aceea vă rugăm să ne motivați sursele acestui comportament pentru a putea la măsuri de ameliorare a atmosferei încordate care s-a creat. Așteptăm o detensionare a relațiilor și un angajament din partea dumneavoastră pentru respectarea civilității academice. Suntem obligați să facem lucrul ăsta datorită situației în care ne aflăm și cu mandatul Senatului din 16 iulie. Vă rugăm să reflectați și să ne dați un răspuns în scris în 48 de ore. Asta ar fi prima problemă. A doua problemă este de ordin profesional și de fapt nu e o problemă, e o rugă în minte, prin care știu că dumneavoastră, pricepându-vă la computer muzic, ați putea veni în sprijinul universității. Printr-o propunere de proiect de cercetare cu tematică aferentă, cu o tematică specifică, cu o echipă de lucru pe care o aștept de la dumneavoastră, întrebați colegii, studenți, masteranți care aveți, care sunt interesați, cu termene date, cu un calendar și realmente cu obiective și cu finalități. În septembrie putem avea o discuție asupra acestui proiect la care veți avea posibilitatea să lucrați chiar în calitate de coordonator și eu vă dau cuvântul meu că vă putem sprijini în obținerea unei finanțe și, să zicem, în perpetuare acestui proiect. Astea sunt cele două puncte pe care vreau să vi le supun atenție. Dacă sunt comentarii, bine. Dacă nu sunt, atunci vă rugăm să reflectați asupra lor și să ne dați răspuns. Îmi dați și mie posibilitatea să spun două cuvinte? Sigur că da. Bine. Vă mulțumesc, în primul rând, cu cel de-al doilea punct, să scapă de cerere sau. Sunt onorat. Sigur, eu o să analizez propunerea noastră și vă mulțumesc pentru încrederea care mi-a oferit. Referitor la primul capăt de cerere, eu nu sunt jurist, dar cât de cât am avut o experiență în ultimii ani și vă mărturisesc sincer, am avut doi mari juriști care m-au consiliat, pentru că nimeni nu se naște într-o anumită meserie și am avut nevoie de... Sigur, eu am susținut procesele și le-am și câștigat, inclusiv la Strasburg, la CEDO, de două ori. Nichifor contra România 611276 din dosarul pe 00 și așa mai departe, nu intru la mă. Bun.
Consilierii mei sunt domnul Paul Mitroi, fost avocat al poporului și în același timp judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Stați să vă spun, nu, dați-mi voi. Nu, păi și eu informativ vreau să vă spun niște lucruri. Și al doilea este domnul Victor Ciorbar, care este avocatul meu. Sigur, am studiat și eu legislația în vigoare și cu sinceritate vă spun părerea mea. Văzând această onorată adunare în care se, doamna Lazăr consemnează și un proces verbal, chiar rog să o consemneze. Da. Având în vedere că dânsul are acel termen, păi stați, nu. Termen 48 nu se formulează și nu, dar la ce să formulez? Dar la ce să formulez? Eu n-am nimic scris. Nu, deci, domnul rector, haideți, stați puțin. Nu vreau să, un moment, sigur, eu formulez ceva scris la niște acuzații scrise. Eu n-am primit nimic până acum. Or, hai să încep cu... Dar dați-mi voie să termin, vă rog foarte frumos, domnul consilier, da? Puteți să spuneți acolo că nu există niciun problem. Nu, spun în primul rând, nu spun că nu, poate există, nu le-am văzut. O să treceți acolo tot ce consilier... Păi nu, păi dați-mi voie, dacă am fost interpelat, să răspund. Deci, în primul rând, eu invoc în mod oficial articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România prin legea 30/1994, și care în lumina articolului 20 din Constituția României are prioritate absolută în fața oricăror altor norme interioare. Deci eu vă spun și vă citesc foarte pe scurt că vreau să vă știți. Orice persoană are dreptul la judecare în mod echitabil, în mod public, într-un termen rezonabil, a cauzei sale, către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărâ asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil și așa mai departe. Articolul 6, paragraful 2. Orice persoană acuzată de infracțiune sau de orice acuză este prezumată nevinovată până ce vinovăția va fi legal stabilită. Fac o paranteză, printr-o hotărâre definitivă și revocabilă. 3. Orice acuzat are dreptul să fie informat, m-ați informat, dar și scris. Deci, pe cale de consecință, studiind și legea, codul muncii, conform articolului, eu să înțeleg că este o cercetare prealabilă. Disciplina... Nu este nicio cercetare. O simplă informare. Este o informare a dumneavoastră, ca să știți. Pentru că convocarea era înscris cu o persoană în procesul de angajator, cu, în care se specifică obiectul, data, ora și locul la care se prezide. Nu este cercetare. Dar totuși, ce pot să vă dau înscris? Deci, răspunsul meu înscris ar fi foarte stupid dacă eu aș răspund la ce nu știu. Adică nu pot să știu ce apare în dosarul noastră. Nu, asta știți. Îmi dați voie să studiez dosarul, faceți o copie a dosarului și atunci... Noi am vrut să evităm acest lucru. Păi, dar mă puneți în situația de a vă da un răspuns înscris la ce? Pot să spun așa. Pe data de 22 iunie, la ora 14, am fost convocat de domnul rector, care, pe cale orală, m-a informat că există niște... În rest, nu cunosc conținutul acestora și nu pot să răspund la ele pentru că nu știu la ce se referă. Nu, dar nu știți persoanele cu care... Nu știu. Domn, mă luați așa la sigur, zău, se poate, domnul consilier. Nu, nu se poate. Domnul consilier, uitați. Articolul 6, paragraful. Fiecare persoană are dreptul să se apere, să fie asistat de un apărător ales de el și să dispună de timpul și lesine necesare pentru pregătirea apărării sale. Deci este o apărare a mea în acest moment. Bun, este o măsură administrativă. Nimic. Deci, voi simplă informare. Păi, pe calea administrativă, doamna Lazăr, redactând un proces verbal, am fost informat că trebuie să dau un răspuns la ceva. La ce? Nici eu nu știu. Vreau să știți mai bine. Deci, ați fiind... Ați informat că trebuie să răspund la? La reclamațiile scrise, prin care vi se consideră comportamentul dumneavoastră drept necolegiat. Bun, eu pot să spun că asta e calomnie. Dacă cineva face afirmația asta și sarcina probei, domnul consilier, confirmați. Pe 1169 cod civil, sarcina probei, vă spun și la tine cum se spune. Onus aprondi cum dite eius qui dicit, non eius qui negat. Deci, cel care afirmă trebuie să dovedească și nu eu. Deci, nu suntem în instanță. Dumneavoastră puteți foarte bine să vedem. Nu am avut niciun incident cu nimeni din... Nu vă oprește nimeni. Nu știu, cum definiți incidentul? Nu știu, ai spus un termen în ecuație, incident, care nu... Bă, la ce vă referiți? Dacă știți mai bine. Nu știu, iar vă spuneți fața faptului propriu. Nu știți, bun. Nu știu la ce vă referiți. Dar se poate. Dar de ce se evită ca eu să văd aceste... Postare conflictuală. Sunt secrete cumva? Este o procedură. Nu, dar ce cercetare prealabilă. Bun. Deci nu cercetăm acele... Domnul consilier, uitați, eu vă ascult și după aia vreau să mă așa spun. V-a informat că există o stare conflictuală. Da. Să știți cu cine. Nu știți. Bun, scrieți acolo că nu cunosc. Nu există nicio stare conflictuală cu niciunul dintre colegi. Nu am creat niciun fel de probleme, nu am deranjat pe nimeni. Și asta e tot. Că și s-a terminat problema. Deci,
Asta. Vă mulțumesc pentru sfat, dar totuși declarația o semnez și o susțin. Spuneați foarte bine care e condiția. Deci, există stări conflictoare. Nu zic, declarația o formulez eu cum știu eu. Vă mulțumesc pentru sugestiile noastre, dar declarația, nu puteți să mă impuneți mie să scriu declarație. Ceea ce... Nu, deci nu știți cine va... Dar mi se pare ceva foarte ciudat, ca în procesul lui Kafka. Adică se spune, domnule, ești acuzat de ceva, nimeni nu clarifică situația. A fost o informare. Deci a fost o informare că există niște stări conflictoare, că nu e numai una. Știți cu cine ați mai avut mici înfruntări? Ați mai avut. Nu știți. Domnul consilier, zău, adică nu știu. Faceți niște afirmații care... Nu cunosc să există... Domnul rector, întrebați-vă... Deci, în primul, sarcina probei, dar deja, eu nu știu... Dar nu suntem în instanță, deci nu... Dar este orice. Bun, invoc atunci hotărârea Nichifor contra România numărul 1, dosar 62276/00 din 13.07.2006, notați, vă rog, CEDO. Îi văd că faceți procesul verbal. Conform acestei, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a introdus un element esențial. Deci, acest cod a Convenției pentru apărarea dreptului nu se referă numai la starea procesuală. Se referă la orice fel de procedură prealabilă, inclusiv administrativă, care poate dea naștere la un proces. Nu suntem în nicio procedură. Deci se aplică practic în toate domeniile vieții sociale. În orice procedură. Nu am acordat că există aceste reclamații. Eu vă mulțumesc pentru... Deci, vă rog să notați în procesul verbal că voi răspunde în detaliu asupra tuturor acuzilor care mi se vor aduce, conform legii, în momentul în care ele vor fi comunicate scris, pentru a putea lua la cunoștință, conform dispozițiilor legale în vigoare, de toate acuzele care mi se aduc. Totodată, atrag atenția că există și noțiunea de denunț calomnios și de calomnie, și că persoanele în cauză aveau libertatea de a se adresa justiției conform Constituției României și de a formula fie o acțiune penală, fie o acțiune civilă după caz. În cazul în care era o acțiune penală, ei puteau să facă ce doresc ei. Deci nu trebuiau ca în orice caz să implice conducerea conservatorului, decât în măsura în care conducerea conservatorului consideră că sunt viabile și atunci ar trebui să-mi aducă și mie la cunoștință conform articolul 267 Codul Muncii, care spune foarte clar, cercetarea prealabilă, disciplinară, implică... Nu suntem în cercetare prealabilă. Dar ce suntem? Suntem într-o informare pentru a evita cercetarea. Dacă vreau să considerați că... Nu, dar orice scris vi-l las eu dumneavoastră acum poate fi folosit în diferite circunstanțe. Deci poate fi folosit inclusiv ca un răspuns la niște lucruri care nu le-am cunoscut. Deci da. Eu vă dau răspuns, deci conotați așa. Voi da răspuns în detaliu, nu evit să dau niciun fel de declarație, voi da răspuns în fața forurilor instituite în mod legal să se ocupe cu acest lucru, în detaliu, în momentul când mi se vor aduce la cunoștință toate aceste elemente în scris. Și totodată solicit asistarea mea, să se aprobe asistarea, conform articolului 267.4, drept salariatului, toate apărările, probele, motivații de a fi asistat, scrie acolo, da, eu nu sunt afiliat niciun sindicat, și pe care de consecință, revenind la articolul 6, paragraful CEDO, spune că orice persoană are dreptul să fie asistat de un avocat. Nu, e codul muncii. Dar e CEDO, taie codul muncii. Dar asta nu suntem nici măcar atingi doar de asta. Păi discutăm pe ceva care... Deci, îmi interziceți mie să vin cu avocatul meu? Dacă mă întrebați ce s-ar întâmpla în cazul unei cercetări prealabile, v-ați spune că trebuie... Dar nu suntem în cercetări prealabile. Deci discutăm ipotetic. Discutăm despre altcineva. Bun, mă convocați la o anumită oră, eu vin cu domnul Ciorbea. Și explicați ca de la jurist la jurist domnului Ciorbea dacă este sau nu este viat de prezența domnului Săr. Adineaua ar trebui din codul muncii, nu? Da, iar eu vă citesc din... Deci, articolul 20 din Constituție. Dacă sunt două norme care se bat cap în cap, prioritatea are Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Păi nu vedem acum. Păi nu vedem atunci. Păi vă aduc Constituția României. Vreți să vă citesc? Și dar vă citesc Constituția. Bun. Nu vreau să vă rețin foarte mult. Da. Nu, păi ca să fie lucrurile clare, să nu rămâne cu neclarități. Nu, păi stați, este de ajuns să măsura că atunci dați voi, îmi permiteți, în mod democratic, să vă spun ceva. Deci, articolul 20 Constituția României. Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele așa mai. Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne recte codul muncii, deci există o neconcordanță, pentru că ăsta spune că pot să fiu... CEDO, să fiu asistat de avocat, deci ar spune că unde reprezintă asta ar fi. Când pot fi invocate? Într-o eventuală. Deci convenții au prioritate reglementările internaționale. Dar nu acum. Deci nu acum nu suntem... În orice circunstanță, dar și acum. Nu suntem nici măcar în cercetare prealabilă. Deci pentru mine... Tot de procedură.
Deci, a, nu știu, atunci am venit de pomană sau cum? Nu, pentru informare, a fost o simplă informare, fără niciun fel de consecință. Există aceste lucruri. Da, domnul director. Să faceți proiectul de cercetare. Sigur. Și am și o a treia problemă, dacă îmi permiteți. Simt nevoia să vă... E al treilea punct pe ordinea de zi, vreau să notați doamna Lazar. Deci, după cum bine știți, a funcționat un centru și mai funcționează centrul de cercetare al... L-am trimis, așa. Nu, stați să vă explic. Nu, nu, dacă să vă explic. Eu n-am trecut în niciun caz peste autoritatea noastră. M-am interesat la sursă, respectiv la doamna profesoară Roșca, care trebuia să deține acel dosar al centrului, care trebuia să fie vizita... fișa vizitei, adică caracterizarea. Vizita a fost făcută la centrul de computer mic de maestru Edet Tereni și de doamna Nedelcuț. Ei au făcut un caz... Exact, nu știu să vă spun. Dar nu există, nu mai există la noi. Asta am vrut să vă spun. Și atunci n-am vrut să trec niciun caz pe altul. Știu că este un duplicat la OEFIS-ul. Și am solicitat acest o copie de la OEFIS. Și mi-au răspuns, motiv pentru care, fără să mă ascund, fără să fac nimic, așa. Deci, în orice caz, domnul rector, vă mulțumesc foarte mult și aștept. Deci, nu notați, subliniez. Nu evit în niciun caz să dau niciun fel de declarație, o voi da în fața autorităților competente juridic și în momentul în care voi fi informat asupra acuzelor care mi se aduc. Totodată declar că în cazul în care voi constata că sunt niște calomnii, îmi rezerv dreptul de a formula acțiuni penale împotriva persoanelor care au lansat aceste calomnii, dezinformându-vă pe noastră, domnul rector, și pe cei prezenți. Și care au... Deci, este dreptul meu. E bine, domnul? Ce notă dați? Cândva. 10? Nu, 9. Când o să fie, și eu vă mulțumesc. În orice caz, cum să vă spun, este păcat cu singurul. Și vă mai spun, uitați, punctul 3 bis. Există niște mari personalități în muzica românească. Nu ascund faptul că sunt un mare admirator al Alfred Mendel. Și dumneavoastră, dacă ați invocat de multe ori muzica și arta de jucătărie. Da. Eu pot să vă spun, uitați, nu spune că știți de unde, eu bănuiesc de unde ar putea să pornească aceste acuze. Când a fost ședința asta, zilele muzicale ale Catedrei de Muzică de Cameră, am propus în ședința de catedră doamnei șefă de catedră să accepte ca să am o intervenție cu o prezentare în educare a maestrului Alfred Mendelssohn și... Nu, păi nu, noi suntem restricții verbale la o solicitare verbală. Așa, și dânsa spunându-mi că, sigur, da, își a mai afirmând că există doi mari compozitori aniversari, Chopin și Schumann, am rugat-o să treacă pe frontispiciu, pe genericul acestei ședințe și Alfred Mendelssohn. Se împlinesc 100 de ani de la nașterea marelui compozitor român, foarte apreciat de Enescu, laureata premiului Enescu I și așa mai departe. Un autor cu opere absolut prodigioase, scris în 56... Nu sunt muzicolog, în primul rând, și am scris un articol pe care sper să apară publicat. Am avut surpriza că atunci când a apărut programul de sală, n-am, dacă vreți să-l vedeți, în mod ostentativ și nici pe afiș, doamna Voicu a tăiat numele lui Mendelssohn, deci n-a apărut. Și mai mult decât atât, aici pot să vă spun, eu de obicei mă înregistrez prelegerile și concertele studenților. Deci am înregistrat vreun nevrând și această, când am vorbit eu, vreau să spun, nu mă interesează, din intervenția mea în ședința, la sală Enescu, așa, sesiunea de comunicări. Și după ce am terminat, doamna Voicu a zis, da, dar știți, și a venit cu o carte groasă a domnului Aurelian Lazar Cosma, că ăsta, Alfred Mendelssohn, a fost cel care l-a scos din rea compozitorilor, a fost un mare comunist, a zis, care l-a scos din rea compozitorilor pe George Enescu. Asta deja este calomnie, nici măcar în cartea lui Cosma nu apare asta. Și atunci, evident, am sărit în apărarea lui Alfred Mendelssohn, vezi cum vorbești, adu-o vezi nevalabile, în caz contrar, poți să te expui unui proces de calomnie inițiat de fiul lui, care chiar o să-l facă, Vladimir Mendelssohn, în memoria tatălui său. Nu ne putem... Dacă o să-l facă, dar... Ba, vorbim cu Vladimir, vreți să-l fac legătura telefonică cu el, să vă... Asigur? Vorbim acum cu Vladimir Mendelssohn. Bun. Deci, această calomnie adusă lui Alfred Mendelssohn a fost foarte gravă. După aia, ce să fac? Sunt fondator al Asociației România-Israel. Deci, am promovat cu toată dragostea și am și cântat ca interpret și așa, muzică evrească. Deci, am promovat Morton Feldman. În mod ostentativ, studenții mei s-au refuzat notarea studenților pentru Viola in My Life, care a fost cântată excepțională. Am urmărit cu prietenul nostru comun Mireanu la Paris, care a văzut-o pe internet, că am postat-o acolo. Domnule, ce bine a ieșit. Ei, acești studenți au rămas fără să fie notați, pentru că nu e o lucrare relevantă pentru muzica de cameră. A fost o problemă a catedrei, dar a fost o propunere, înțeleg. Deci nu era ceva obligatoriu, nu era ceva. Nu, nu, nu. Am introdus în repertoriu studenților o lucrare, având libertatea de a... Am programat și Dan Deviu, am programat și atâția compozitori români. Profesorul are posibilitatea, și domnul rector poate să vă confirme, să... Propună, nu? Nu, domnule, să introducă repertoriul studenților anumite lucrări, fie cu ocazia unui aniversări, cum a fost cazul la Alfred Mendelssohn. Se aprobă în prealabil, adică...
În catedră? Asta nici pe vremea comuniștilor nu se aprobea o catedră. Suntem aici în totul ce... Adică... Nu, eu zic că asta e deja o altă discuție. Dacă am ajunge la asta, am ajunge la Comisia Sinfonică din anii 70-80, în care ca să trimiți o lucrare în străinătate trebuia să duci la securitate cu ea, să-ți spună tovarășii aviz de difuzare sau... Nu în sensul ăsta. Știu. Uite, mai surodeviu, mă, poate confirma, adică... Nu, atâta, să-i răspund domnului jurist. Vreau să credeți că la conservatorul din Paris există această birocrație în care un profesor trebuie să îi spună unui consiliu dacă e de acord sau nu să programeze. Eu pretendeam că la drept, de exemplu, nu fiecare, la drept, programa aceea se... Și atunci ce faceți cu autonomia universitară? Adică, practic, profesorul era la mult la nu, mă referează, nu am înțeles. Nu știu, nu am înțeles. Deci problema repertoriului nu poate fi... N-am înțeles eu mecanismul, sigur că nu face obiectul. Nu vă spune, un interpret care susține un concert la filarmonică, el propune un repertoriu și susține. Nu trebuie să-i ceară în prealabil voie directorului sau, domnule, îmi dai voie să-l cânt pe Enescu. Unde ajungem? Eu ne fi muzician? Da, da, da. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Aladă, sper că ați trebuit să mergi la procesul verbal sau... Nu, că nu. Noi ne că ați notat, totuși, discuțiile. Da? Bun, deci în măsura în care vă fi informat în scris, vă voi răspunde cu 48 de ore de la data comunicării, cu toate relațiile care le doriți, inclusiv cu probele, dacă văd că e ceva că... Da, fost. De ce să ne gândim la probe, la avocați, la... Deci, nu? Prieten cu ce vorbea, vine pe gratis să fie. Sunt deranjat. Sunt bun prieten. De ce nu vine, doamnă? Cu respect, eu vă mulțumesc. Să rămână, doamnă. Să rămână. Cu respect, domnul rector, vă mulțumesc foarte mult. Vă gândiți să scrieți monografia aia, să știți atâta despre... Cred că cel mai... S-a scris, Radu Negrean a scris. O monografie excepțională. Da, în perspectiva secolului 21. Costin Mireanu, ca să facă o sesiune de comunicări la Paris. Foarte bine. Foarte bine. Da. Bine. Nu mai bine, la revedere. Să rămână, doamna. Mergea. Cu respect. Nu mai bine. Cred că ar trebui făcut într-o limbă internațională și Cosim Mireanu, care este șeful departamentului de muzicologie la Sorbona, a fost invitat și a, dar la aceea sesiune științifică o să-ți trimit, dragă, ia, fac și colegă, îți vorbesc acum, prietenește, am terminat cadrul oficial, și a făcut acest alt remedial pentru Cosim Mireanu, care vrea să fie arestat de securitate, și pentru Lucian Mesianu, care de asemenea vrea să fie arestat de securitate. E apărat. Și niciun caz nu l-a dat afară pe George Enescu. Nici măcar n-a fost dat afară George Enescu din lumea Coposu. Deci nu putem să facem astfel de afirmații. Știu că doamna Arnăuțoiu are o sensibilitate, dar de multe ori extrapolează lucrurile și exagerează niște elemente. Sigur. Eu n-am nimic cu nimeni, să fie lumea sănătoasă și unchiul meu a murit la Periprava, profesor universitar la Politehnica din Cluj, fără să fie judecat, omorât, nici trupul nu s-a mai găsit, dar n-a fost niciodată caz de gloria străbună care de strămoși cinstește. Degeaba, Grigore Alexandrescu. Cu respect, numai bine! Salut.